înalt preasfințiile și preasfințiile voastre. Preacuvioși și preacuternici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori, mulțumim Cerului și Maicii Domnului că încă o dată suntem împreună la Sfânta Mănăstire Nicula, aproape de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Pe mulți dintre dumneavoastră, după față, vă cunoaștem pentru că ne vedem an de an. Cei care avem o anume vârstă, venim chiar de mult. Vă spuneam și anul trecut că eu vin la un pelerinaj la Nicula din anul 1967. Vor fi și mai mari ca mine, dar cei mai mulți sunteți mai tineri. Cu prilejul acesta minunat, când ne vedem și vom auzi și cuvinte de învățătură, la propunerea părintelui Stareț, trei dintre ucenicii dânsului care sunt râvnitori, iubitori de Dumnezeu și iubitori ai Maicii Domnului, în acest moment de luminărină vor fi ridicat la rangul de proto-sinție. Poruncește! Poruncește în albă a Sfintele Părinte spre cei ce vi se aduc înainte, preacuvioșii și aleșii de preoți, Atanasie, Calinic și Alexie, spre a fi eotesiți, protosingeni. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Împăratul cel mai înainte de lege, Păstorul cel bun, Începătorule al turmei cele cuvântătoare, Cel ce ți-ai pus sufletul pentru oile tale, Cel ce ai zis, unde vor fi doi sau trei adunați, în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul lor. Însuși acum vină prin harul Sfântului Tău Duh asupra acestei adunări și pe robii tăi, ieromonahul Atanasie, ieromonahul Calinic și ieromonahul Alexie, care se hirotesesc protosinge, arată-i mădulare plăcute și alese ale frățimii acestea, îndreptează-le căile, luminează-le mintea și sădește în inima lor frica cea dumnezeiască, ca fără de prihană și după voia ta ca sfântă să le fiască, să slujească cu credință și în adevăr trebuințele acestei sfinte mănăstiri, plinindu-se cu toată puterea spre cele de folos. Păzește-le sufletul și trupul de toată vătămarea, și-i fă moșteni împărăției tale, că Tu ești Mântuitorul nostru și Ție, Mărie și închinăciune înălțăm, împreună și Părintele Tău cel de început și Preasfântului și Bunului de viață Păcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, te prohirisește pe tine, Părinte Atanasie, protosinger, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, te prohirisește pe tine, Părinte Calinic,
proclamă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Smerenia noastră prin harul însuțitor Sfântului Duh te sirotesește pe tine, Părinte Alexie, protosinger, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este! 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 Într-o-ți an, într-o-ți an, într-o-ți an, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți frați și surori, pe toate plaiurile Maica Domnului are iubitor. Și ne bucurăm mult că în acest an, la sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, este cu noi înaltea Sfințitul Mitropolit Alexandru de la Kiev. Vă va spune două fraze de salut. Două fraze. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех, кого сегодня собрала Пресвятая Владычица, наша Богородица. Нам Пресвященство Ваше, Пресвященство Ваше, и Преокученный, Преокувеющий, Преокученный Парис, Юблиц, Праши, Сурор, Мудрудон, Петос, Пекаре, Адустаич, Майка Ностра, Чашерязка, Майка Домнули. Сегодняшний прекрасный день, который собрал нас всех здесь, дал нам возможность прикоснуться к еще одной святыне нашей земли, которая дает нам связь земли с небом. Пе ной, пе тос, чей, кари нам аднат астаз даич, ла уна дин ачесте комор духовничеш, пе кари се афла пе памын, această icoană făcătoare de minuni, încă o dată ne aduce legătura între Dumnezeu și între noi oamenii. Благодаря благословению правящего нашего владыки, владыки Андрея, мы имеем возможность сегодня быть здесь, в святом монастыре Никола, в котором когда-то вместе с блаженнейшим митрополитом Владимиром, секретарем которого я был 16 лет, мы приезжали и первый раз поклонились Всечестному образу явленные здесь иконы Пресвятые Богородицы.
Și iată că astăzi am ajuns aici prin binecuvântarea și prin bunăvoința înaltea Sfinției sale, înaltea Sfințitului Părintelui nostru Andrei, Mitropolit al Clujului, și am venit în această Sfântă Mănăstire în care am mai fost cu acum câțiva ani în urmă cu întâi Sătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, cu Preafericitul Vladimir, care este trecut la Domnul, la care 16 ani n-am Preasfințitul Alexandru a fost secretar. Не думал и не помышлял, что ноги мои опять будут стоять здесь и уже в сане епископа возносить молитвы перед этой святой иконою, которую видел ранее. Și niciodată nu mă gândeam că încă o dată picioarele mele vor mai ajunge aici, acum fiind ca arhiereu, am ajuns iarăși din nou încă o dată aici să aplec genunchii către această Sfântă Icoană. Но у Матери Божией иное было промышление, и сегодня мы здесь вместе с вами всеми возносим свои недостойные молитвы у престола, который стоит на месте явления сей чудотворной иконы, и все молим, Пресвятая Богородица, спаси нас. Dar iată, așa fost binecuvântarea Preacuvioasei, binecuvântarea Maicii Domnului, și noi, cu toți astăzi, aici, ne-am adunat și ne-am plecat genunchi în fața acestei Sfinte Mese pentru a ne ruga, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Как небо усеяно звездами, так и земля наша и церковь увенчана святыми иконами, пресвятые помощницы наши и молитвенницы у престола Господня, Владычицы Богородицы. Așa cum cerul este plin de stele, așa și pământul nostru este binecuvântat de icoane făcătoare de minuni, care sunt o binecuvântare pentru noi, pentru toți cei de pe pământ. Яркою звездою сияет на этом небосклоне икона Пресвятой Владычицы нашей, явленная здесь, подающая нам, скорбящим и недолугим, всякие помощи свои и заступничества, и спрашивая прощения грехов наших у Господа нашего и Сына Ее, Иисуса Христа. И как остя стрелучитуаре, икона фокатуаре де минун, который се афла пе ачест гурт де мунте, dăruiește tuturor celor scârbiți și împovărați tămăduire sufletelor și ale trupurilor noastre și iertarea păcatelor noastre și ne binecuvântează pe noi pe toți care cu credință am venit aici. Очень печально, что каждый из нас приходит попросить у Божией Матери. Часто мы просим и часто получаем, но часто ли мы благодарим ту, которая стоит у престола Господня справа и просит у Сына исполнить все наши пожелания и просьбы наши. Din păcate, noi de mai multe ori venim, am mai putea Domnului numai să cerem de la Dânsa. Dar oare îi mulțumim noi pentru toate? Cele care stă de-a dreapta Fiului Său și îl roagă pe Fiul Său pentru noi, pentru fiecare. Господь провозвестил и венчал Божию Матерь, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. И это величание мы воспеваем ей, нашей Владычице, на протяжении всей нашей жизни, желая и воочию увидеть ее. Și însuși Dumnezeu a numit-o pe Dânsa, ceea ce ești mai cinstită, care este mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Și așa să-i cântăm prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu toată viața noastră, cu nădejde de a o revedea pe Dânsa în cer. Есть такое благочестивое предание, что один из братьев наших, из монашествующих, который был достоин, в свое время и спросил у Господа посещения обители небесных. Este așa o pildă că unul dintre călugări s-a rugat la Bunul Dumnezeu ca să-L ajute să ajungă în cer. Подобно апостолу Павлу, он был восхищен на небеса и посещал то, что Господь уготовил любящим его. Și asemenea cum pe apostolul Pavel a fost luat la ceruri și i-a fost deschis toate cele ce sunt pregătite pentru cei care iubesc pe Dumnezeu. Где бы ни ходил бы и что бы он ни видел,
он не находил одной ту, которую искал и увидеть хотел, преблагословенной Девы Марии. Și mergând în toate colțurile și peste tot, uitându-se, nu a găsit-o pe cea pe care vrea să o vadă mai mult, pe prea sfânta născătoare de Dumnezeu. У архангела, который сопровождал его, он спросил: «А где же преблагословенная?» Și pe arhanghelul care era însoțea pe dânsul a întrebat: «Да unde este cea prea binecuvântată?» И ответил ему небесный житель: «Разве ты не знаешь, что она у вас на земле? Вы ищете ее тут?» Она ходит и собирает слезы и просьбы людские и приносит к престолу Сына Своего. Да, atunci Îngerul i-a răspuns: «Oare voi nu știți că ea este între voi, între oameni, pe pământ? Ea îmblă și strânge lacrimile și durerile fiecăruia ca să le aducă în cerul la Fiul Său». Мы же, проливая свои слезы и просьбы свои возносим к ней, к нашей небесной Владычице, чтобы помиловала она всех нас. Și noi revărsim rugăciunile noastre către Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm ca Preasfântă Născătoare să ne miluiască și ca Fiul Său să ne miluiască pe noi pe toți. Особенно сегодняшний день. Прошу всех вас помолиться и перекреститься за многострадальную землю Украины, на которой проливается кровь. И по отыка минут астась, ваш ругат для тот, чтобы пачить кито свинта круче, чтобы ругать и пентру мут потимитуаря цара настра Украина, на каре астась се варца мут сынче. Да услышит Пресвятая Владычица, наша Богородица, нашу сегодняшнюю молитву, и водворит свой мир, и подаст каждому изобилие плодов земных и радость жизни вечной. Și ca Preasfântă Născătoare de Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre a fiecăruia și să ne dorească pace pe pământul acesta, să ne binecuvânteze pe noi în vecii vecilor. Мой земной поклон Пресвятой Владычице, явленной здесь, вам, ваше Высокопреосвященство, и всем вам, братья и сестры, за святую молитву благодарю. Închinăciunea mea către Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, către Nau Preasfinția voastră și către voi fiecăruia care sunteți aici de față. Ne bucurăm că Nau Preasfințitul Părinte Mitropolit Alexandru este cu noi. Și mulțumim pentru aceste cuvinte de suflet pe care ni le-a spus. Iar acum, cuvântul de învățătură pentru această slujbă sfântă și lumea a veceniei, ni-l va spune Preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeș.